Salutare, Odofil! Pentru această recenzie mă puteți vedea, dar și auzi. Nu vă faceți griji, nu renunț la varianta scrisă a recenziilor, dar am zis să încercăm și acest format. Să-mi spuneți în comentarii dacă vă place. În orice caz, hai să începem! Astăzi vorbim despre un CD player de la renumitul producător Hegel, se cheamă Viking și este succesorul lui Mohican. Poate vă întrebați de ce vorbim de CD playback în era streamingului. Motivul este simplu. Pe serviciile de streaming găsim o singură variantă ale albumului preferat. Pe CD însă putem găsi mai multe variante, motivul fiind că apar de-a lungul anilor mai multe pressing-uri. Diferă modalitatea de transfer a benzii analogice către digital, diferă suprafața reflectantă care poate afecta redarea și chiar masteringul în sine. În Europa, CD-ul se vinde în continuare mai bine decât vinilul, iar în Statele Unite a început să se vândă din ce în ce mai bine. Este posibil să avem o revenire al acestui format, așa că ar trebui să profitați de prețurile ieftine acum, deși unele CD-uri audiofile au prețuri exorbitante. Apreciarea mea pentru acest format a venit cu ajutorul unui coleg care asculta aproape exclusiv CD-uri și astfel am ajuns și eu să-mi construiesc o mică colecție de CD-uri. Și el a trecut la rândul lui prin mai multe CD-playere și eu acum, până când am ajuns la Moon 260DT, care mi-a fost un partener foarte bun până acum. Iar o comparație cu acest Moon va veni un pic mai târziu. Nu am acces la Mohican sau alte CD player, așa că vă rog nu mă întrebați în comentarii despre comparații de genul acesta. Designul acestui CD player respectă limbajul de design Hegel și chiar împrumută unele elemente de la Mohican. Presupun că butoanele mari rotative din față sunt folosite pentru o consecvență în design și o eventuală simetrie cu celelalte echipamente de la Hegel. Mie, sincer, nu prea îmi plac și motivul este că par a fi butoane rotative, însă ele au trei puncte în care pot fi apăsate cu funcții diferite. Prefer butoanele clasice la orice oră din zi. Și pe deasupra mai avem și un sistem de încărcare a CD-ului de tip slot în loc de sertar. Nici acest lucru nu-mi place și o să vă explic de ce. Există șansa să lovesc CD-ul de CD player în momentul în care încerc să introduc CD-ul în slot. Mai ales seara când încerc să creez o atmosferă de club de jazz, este semi-întuneric, pe acel întuneric nu reușesc întotdeauna să nimeresc CD-ul în slot. Și după cum vă imaginați, aprinderea luminii în acea atmosferă este exclusă. În față mai avem și un ecran LED care e destul de mic dacă mă întrebați pe mine și greu de văzut, mai ales dintr-un rack care este pus în lateral, cum este cazul meu. În spate avem două șire analogice, single-ended și balanced. Dar avem și una digitală, care este un pic controversată, în sensul că Hegel nu și-a dorit inițial să o adauge. Mă bucur că au adăugat-o, pentru că altfel ar fi fost o mare greșeală. Ei și-au dorit o experiență all-in-one, dar părerea mea este că cei care ascultă exclusiv CD sunt foarte puțini și atunci mulți dintre audiofili au un DAC extern mult mai performant decât orice alt DAC din streamere sau CD playere. Și după cum o să vă povestesc mai târziu, o să vedeți că experiența cu un DAC extern este mai bună. În orice caz, avem o ieșire digitală de tip BNC pentru a păstra impedanța de 75 de ohm, Hegel acuzând faptul că pe coaxial clasic, conectorul poate avea 50 de ohm și atunci degradează performanța. Pentru mine este perfect pentru că folosesc Core Dave care are intrări de tip BNC.
putem vorbi de performanța acestui CD player din două perspective. Prima este cea în care folosim DAC-ul intern și cea de-a doua este în care folosim un DAC extern. Prima variantă, din punctul meu de vedere, este mai puțin optimă. Chiar dacă DAC-ul este foarte bun și nu este de ignorat ce au făcut cei de la Hegel, mă îndoiesc că persoanele care cumpără un CD player de 5.000 de euro nu au un DAC mult mai performant în sistem. Folosit ca all-in-one, am observat că scena este ceva mai restrânsă decât Dave și încearcă să adauge mai mult bas, lucru care mie nu prea mi-a plăcut, pentru că eu sunt adeptul basului mai neutru. Cine duce lipsă de bas se va bucura de acest lucru. În plus, pe înaltă este smooth, lucru care mi-a plăcut foarte mult. Și nici bombardat de detalii nu sunt precum Dave, iar pentru unii dintre voi s-ar putea să fie foarte bine. Când spun toate aceste lucruri, aș vrea să luați în considerare faptul că diferența de preț dintre cele două DAC-uri este uriașă. Așadar, și comparația este un pic exagerată. Dar totuși asta spune ceva despre DAC-ul din Viking, dacă eu sunt mulțumit de performanțele lui. Și chiar cred că multă lume va fi mulțumită de el. A doua variantă este cea câștigătoare pentru mine datorită faptului că intru cu semnalul în Dave. Astfel, am obținut cea mai bună experiență de redare a CD-ului de până acum în sistemul meu, chiar și în condițiile în care MUN-ul meu are upgrade de siguranță la Synergistic Research. Cel mai mare impact pe care l-am avut la mine în sistem a fost pe bas, dar nu sub formă de cantitate, ci de prezentare, cu note dulci și calde. Practic am simțit că sunt îmbrățișat de aceste note, închengând cumva muzica, care capătă și un smoothness în zona de sus a frecvențelor. Tot ascultând, mi-am dat seama că ce aud eu este un sunet mai mult analog decât digital. Și atunci Viking reușește să facă ceva foarte rar în lumea audiofilă. Și orice audiofil s-ar bucura de acest lucru. Și unde mai pui că și scena, și imaginea, și separarea a avut de câștigat. Această stratificare îmbunătățită îți dă senzația că ai introdus un alt DAC în sistem. Și nu am terminat. Cum e posibil ca un echipament care sună analog să fie mai rezolut decât unul care sună digital? Se pare că nu pierdem deloc la capitolul detalii, ci exact opusul. Dacă iau albumul Convergence de la artista Malia, drept exemplu, ajutat cumva și de masterizarea foarte bună, notele joase impresionează maxim prin prezentare, cumva închegând toată muzica și ne distrăgând cumva de la celelalte elemente. A devenit repede unul dintre albumele mele preferate datorită faptului că Viking reușește să transforme ceva digital în analog. Un disc pe care îl folosesc pentru testarea scenei și a stratificării este Scott Hamilton with Strings. Acele viori se aud foarte distinct și corect poziționate în spatele artistului înconjurându-l, iar saxofonul maestrului Hamilton m-a uns la suflet. Iar exemplele pot continua, dar vom regăsi aceleași teme la toate discurile, o îmbunătățire la capitolele importante pentru noi. MUN260DT, care este CD player-ul meu curent, este axat pe o prezentare mai neutră, mai corectă. Acest lucru poate să nu fie pe placul tuturor și după cum vedeți, eu prefer altă variantă. MUN-ul are câteva avantaje practice față de Viking. În primul rând, pornește mult mai rapid față de Viking. La Viking putem aștepta chiar și 10 secunde până când putem să facem playback de CD. Folosește butoane clasice care sunt mult mai ușor de apăsat, are sertare în loc de slot și are un ecran mult mai vizibil decât Viking. Verdictul meu pentru cel mai nou CD player de la Hegel este că este un produs reușit și își va găsi loc în casele multor devoratori de CD-uri. Performanța sonică depășește cu mult neajunsurile practice și asta va convinge pe foarte mult. Și apropo de convingere, mergeți în showroom și ascultați-l. Vă promit că nu veți regreta. Ok, asta a fost tot. Sper că v-a plăcut nouul format și ne vedem data viitoare.